Ce te-a determinat să-l provoci pe Rambo? A fost determinat să-l provoc pe Rambo în momentul în care a afirmat că este cel mai bun la categoria 77 de kilograme și asta, bineînțeles, m-a deranjat. Sper ca să și accepte. Care sunt datoriile tale? Cred că sunt mai tehnic decât el. Cu toții știm, Rambo este un sportiv de forță, are knockout power, dar cred că tehnica mea îi va pune probleme și voi câștiga. Nu crezi că e un avantaj pentru tine să luptați la 77 de kilograme? Nu cred neapărat că este un avantaj, pentru că el a mai luptat în această categorie. Eu vin de la 75-70, iar cred că va fi un meci echilibrat. Rambo a spus că ești domnișoară, pentru că nu accepti să luți la o categorie superioară. Te gândești să luci la 81? Mai întâi sper că Rambo să accepte lupta și vom vedea cine e domnișoară. Dacă acceptă lupta, îi promit că îl voi alerga prin ring. Iar legat de următoarea categorie, vom vedea ce se întâmplă. Următorul tău meci va fi la Baia Mare, la a doua ta acasă. O să fie un plus pentru tine? Cred că da, va fi un plus pentru mine, pentru că voi avea susținători atât de la Baia Mare cât și de la Suceava și țin să le mulțumesc pe această cale. Abia aștept să le ofer un show de cinste. Ce alege într-un meci cu Rambo și unul internațional pe 22 septembrie? Bineînțeles, vreau să lupt cu Rambo, pentru că este un sportiv puternic în România, atât el cât și eu. Și cred că publicul ar vrea să vadă acest meci. Mult succes! Mulțumesc!